În 2010, Republica Moldova a pășit pe calea transformării digitale și a lansat procesul de modernizare tehnologică a guvernării. Din acel moment și-a asumat un obiectiv foarte clar și ambițios. Până în 2020, toate serviciile publice le vei putea accesa online, oricând și oriunde, prin internet, telefonia mobilă sau chioșcuri interactive, fără cozi, fără așteptare, fără costuri în plus. Povestea electronică a guvernării începe odată cu înființarea la 18 august 2010 a Centrului de Guvernare Electronică, care și-a propus accesul cât mai larg al populației la serviciile publice electronice. Și acele probleme pe care le avem noi astăzi în fața ghișeilor vor descrește și vor fi eliminate odată cu lansarea acestui serviciu în toamna acestui an. Următorii ani au fost plini de provocări, dar și de reușite pentru sistemul de e-guvernare în Republica Moldova. Pentru prima dată, cetățenii au început să beneficieze de servicii electronice și să perceapă beneficiile acestora. Lucru este un lucru foarte bun. Vreau să zic, cu electronica asta ușurează și timpul nostru și timpul lor. Că sunt oameni în vârstă care pe vremea lor, când au fost tinerii, electronic nu au avut. Dar acum noi progresăm, mergem înainte și asta e un lucru foarte bun. Lansarea unor platforme digitale precum MPay, ECNAM, MPAS, e-achiziții, e-cazier, e-stare civilă, e-declarație au revoluționat sistemul de prestare a serviciilor publice, au adus cetățenii tot mai aproape de stat și Moldova mai aproape de țările cu sisteme de guvernare avansate. În 2015, guvernarea electronică împlinește 5 ani și este demnă de rezultate remarcabile. În acest răstimp, în agenda publică, au fost incluse cele mai revoluționare tehnologii puse la dispoziția guvernului, mediului de afaceri și cetățenilor. Este perioada definitorie în care s-a creat infrastructura și toate instrumentele necesare pentru a livra online servicii publice de calitate. În următorii ani, procesul de e-transformare, reinginerie și digitizare a serviciilor publice electronice a continuat să se dezvolte cu pași rapizi. La 8 mai 2018, denumirea instituției publice Centrul de Guvernare Electronică a fost schimbată în instituția publică Agenția de Guvernare Electronică. În același an apar proiecte digitale noi, care au generat pași concreți spre îmbunătățirea performanței guvernării. Evenimentul de azi este platforma M-Connect. Eu niciodată nu mă rușinez să spun că aceasta este ingredientul principal în agenda de reformă a serviciilor, de modernizare, de fapt, a serviciilor publice. Anul 2019 este unul de referință în care specialiștii AGE sunt incluși în top 100 cei mai influenți oameni din lume în domeniul guvernării digitale. 2020 este un an aniversar pentru Agenția de Guvernare Electronică. Se împlinesc 10 ani de la înființarea procesului de transformare electronică a guvernării în Republica Moldova. În acest an, întreaga lume a conștientizat că serviciile electronice nu mai sunt o tendință sau o alegere, dar sunt o necesitate, un imperativ al erei electronice. 10 ani când am început activitatea, nu știam de fapt în ce aventură ne implicăm toți. Avem o echipă foarte competentă, însă și provocările erau de măsură. Nu aveam prea multe infrastructuri, cum le numim noi, digitale, pe care să le punem în funcțiune. A trebuit să le creăm aceste platforme de semnătură electronică, de plăți electronice, de schimb de date, care astăzi ne ușurează foarte mult aplicarea serviciilor. Aveam foarte puține servicii, de fapt, unde cetățeanul putea să beneficieze de anumite tehnologii. Mai mult fiscale și mai mult obligate de către stat. Astăzi avem peste 170 de servicii electronice, ceea ce înseamnă că într-o 170 de cazuri, deja oamenii nu neapărat să meargă la ghișeu, să stea în rând, să pierdă timp, nervi, bani. Alte lucruri. La cei 10 ani am reușit să lansăm proiecte noi, să facem o retrospectivă a ceea ce am realizat și să ne trasăm obiective noi și planuri promițătoare. Povestea noastră electronică continuă.